Lifturi existente, dar nefuncționale. La nivelul municipiului Petroșani, mai multe blocuri turne au fost dotate cu lifturi. Odată cu trecerea anilor, acestea s-au degradat, iar reparațiile nu au mai fost făcute. În aceste imobile trăiesc oameni care au probleme locomotorii, iar accesul acestora este imposibil. Responsabilii primăriei Petroșani spun că soluția stă în mâinile locatarilor, care trebuie să se constituie în asociații de proprietari, iar abia atunci, în sprijinul lor, poate veni și municipalitatea. Locatarii din aceste blocuri trebuie să se constituie în asociații de proprietari, dacă nu există o astfel de asociație deja, după care să facă demersurile pentru a dota blocul respectiv cu lift. Administrația publică locală de la Petroșani poate sprijini în măsura posibilităților un astfel de demers, însă nu îl poate realiza de una singură. Nici nu este cumva corect, pentru că proprietari pe apartamentele din blocurile respective sunt persoanele care locuiesc în ele. Tot la Petroșani se mai întâlnește o situație hilară. Cele trei blocuri de pe strada 1 decembrie 1918, respectiv blocurile 120, 122 și 124, au lifturi doar scriptic. Cele trei imobile au fost date în folosință în luna aprilie anului 1989. Fiind cu 8 etaje, blocurile au fost prevăzute cu lifturi, însă acestea nu au apucat să fie montate. Același lucru funcționează și acolo. Sigur, situația e puțin particulară, însă principiul funcționează și acolo. Asociația de locatari, dacă există, trebuie să facă demersurile necesare pentru a dota blocul respectiv cu lift. Administrația publică locală putând ajuta, cum am spus și mai devreme, la realizarea acestui demers. Se poate dota acel bloc cu lift, având în vedere că acea casa liftului nu este realizată corespunzător, din câte știm noi? Sigur, eu nu sunt constructor și nu pot să suplinesc rolul unui constructor, însă, cu siguranță, toate demersurile trebuie realizate de asociația de proprietari și, evident, trebuie să consulte specialiști pentru a vedea dacă este posibilă sau nu dotarea blocului cu lift. Astfel, persoanele cu dizabilități care locuiesc în aceste imobile sunt condamnate la arest la domiciliu.